Bună ziua! Vreau să vă zic, Hristos a înviat. Și vreau să vă mai zic și să vă mărturisesc că sunt cuprins de un sentiment de bucurie, dar și de mândrie aleasă, că ce am promis, am reușit să vă văd alături, în localitatea mea pe care o administrez, acei trei echipe de fotbaliști veterani, gloria fotbalului cimișlian din trecut și din zona Vrancea de la Buzău, românii noștri care vreau noi cimișlienii și gazda să-i aplaudăm pe fratele noștri din România. Desigur, veteranii de la Cimișlia iarăși sunt alături și merită aplauzele noastre. Și gazda, chiar aici, la noi, astăzi ca întreaga țară, este hramul localității, Sfântul Gheorghe, biruitorul. Și cred că astăzi vom vedea cine va fi biruitor. Aplaudăm pentru gazda Bună Galbe! Așa, deci, conform regulamentului, astăzi organizăm și desfășurăm a doua ediție a turneului, am zis simbolic, dar chiar așa și este, internațional. Poate va veni timpurile când cuvântul internațional nu va mai fi. Și astăzi sunt pregătite 3 cupe pentru locul 1, 2 și 3. Și 4 cei mai buni fotbaliști, portar, mijlocaș, golgeter și jucător vor intra în nominațiile care vor fi date de un juriu neutru și imparțial. Mie nu mai rămâne încă o dată să vă felicit, să vă mulțumesc că ați găsit timp să fim împreună, să ne mai aducem aminte de timpurile din trecut, să nu dăm voie mușchilor să se îmbătrânească, să zic eu, și desigur Dumnezeu să ne păzească de traume ca la sfârșit de turneu să ne cuprindem, să ne îmbrățișăm, cum le știa de bine fraților. Și cei mai buni, cei mai puternici în stil fair play să cucerească aceste simboluri nominative. Vă mulțumesc și conform de asemenea jurului, fără trageri la sorți, deoarece jucăm fiecare cu fiecare, meciul de deschidere va fi între echipa veteranilor din orașul Cimișlia și frații noștri din România. Meciul va fi arbitrat de fost arbitru de categorie națională, Vasile Palekovski, prietenul bunul meu din Gura Galbenei. Așa că peste 2 minute, după o ușoară încălzire, la start și dăm prima lovitură de începere. Vă mulțumesc și la start! Capitanii echipelor vor arbora drapelul ca să declarăm deschis, dar tradițional imnul de stat a Republicii Moldova. Acum imnul României. Thank you.
We'll be right back.
Te duc, te duc, te duc! Nu jucăm! Bravo! Au, ia să-i ia! Nu scot! Au, au! Bine, ca, bine, 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 mai jos, bine, bine, mai jos, bine, 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 acolo, bine, acolo, bine, 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 așa, bine, 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 așa, mergi! Nu! Papa! Hai bine, ia-ți-o, 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 bărbi! Bun, 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 bun! Nu, nu te grăbi, nu te grăbi! Dacă tu ești, stai locul! Nu vă grăbiți, unde vă grăbiți? Nu vei acolo, nu vei acolo! Vrede este, asta, stai urmă, fără mult, fără nici! Nu era frumoasă! Nu, nu, nu! Băi, pe la ceapă, sunt pe tine! Da, iată! Dar nu treci, nu treci de tine! Hai, 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 hai! Hopa, hai! Prima! Fata la Nichi, hai, hai! 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 Bine! Thank you.
Așa deci, dragi prieteni, suntem la ultima notă, suntem toți bucuroși, fără traume, cum ne-am înțeles, și cel mai principal, deoarece azi este Sfântul Gheorghe Biruitorul, eu s-o cot pe bună dreptate că astăzi noi toți trei echipe suntem biruitoare. Așa este, să aplaudăm pentru toate trei echipe. Și chiar astăzi facem o excepție. Orice competiție are învingători și învinși. Aici, astăzi, la Gura Galbenă, în această zi marcantă, învinși nu sunt. Numai biruitor, deoarece este Sfântul Gheorghe, biruitor. Așa, și acum procedem la nominații. Locul 3 a turneului internațional Sfântul Gheorghe, ediția a doua, organizat de Primăria Gura Galbenei, se decernează echipa orașului Cimișlia. Capitanul echipei Tudor Duca. Locul 2, vice-campioană a turneului internațional, repet cu mândrie acest cuvânt, Sfântul Gheorghe, gazda acestei Gura Galbenei, Vasile Olărescu. Pentru istorie. Noi intenționat am dat-o cu întâi echipe din România, fiind situați, înțeles. Așa, și ca și în ediția trecută, ediția a doua, campioană, Direcția Silvicultură Vrancea, România, este ridicat de domn director Lucian Zamfir. Vă mulțumim pentru invitație și sper să onorăm și la anul această competiție. Exact, am spus tradițional și dacă promitem, facem, că așa este la noi, la noi la Basarabeni. Cuvântul e mai rău ca fapta. La noi, la români, în general. La noi, la români, exact. Sau, mai corect, la noi, la Basarabeni, români. Sigur, sigur. Da. Lucian, nu te îndepărta departe, că o să te mai chem. Așa, și acum, nominația... Cel mai bun golgheter, cu cele mai multe goluri, de data aceasta nominația rămâne la Gura Galbenă, fiindcă a fost cucerită de Victor Bivol, campion european și a făcut glorie la judo. Bravo! Felicitări! Și noi îți mulțumim, Victor, să-ți îmbogățească colecția ta de trofee și medalii, fiindcă știu că ai o tonă. Și acum, cel mai bun apărător, juriul, cum am spus, foarte obiectiv, echidistant, a fost și de această dată și a socotit pe bună dreptate că îi revine lui Vasile Bulat. Am vrut să strigați totodată. Da, nu a știut, așa este, domn Vasile. De asemenea... Cu avans, vede, mulțumesc mult. Fără avans, aici este pe bune, pe bune. Și acum, iarăși este o mândrie pentru mine și mă bucur. Cel mai bun portar, nominația, rămâne tot la noi la Gura Galbenă, dar pleacă în colecția lui Valentin Munteanu, care astăzi a făcut furori mari aici la noi, la poartă. Mulțumim organizatorilor, mulțumim fraților de peste Prut, veteranilor, toți sunteți bravo și mă bucur să ne întâlnim mult ani mai. Bine! Ediția a treia, 10 eu mă gândesc, am dat a treia. Eu am a treia, dar m-au corectat bine și la cea de-a treia, 10. Tot în formula asta. Putem să ne extindem. Vedeți că acum... Chiar ediția a treia deja o să fie mai extinsă, fie că încă una din România, fie că de la Hâncești, vedem, că vedeți că acum tot e spre extindere, Europa spre extindere și așa mai departe. Deci și ultima, cel mai bun jucător al acestui turneu, ediția 2017, pleacă la Vrancea, la Lucian, domn director Zamfir. Vă rog foarte mult!
pe bune, fără avanse. Și vă rog. Mulțumesc mult și pentru acest trofeu și v-am zis, sper să onorăm competiția și anul viitor. Noi tot vă mulțumim. Așa, cu această turneu a sfârșit. Peste puțin timp vă invităm la o recepție la primărie. Se semnăm în cartea vizitatorilor din primăria Gura Galbenei. Vă aștept cu mult drag. Cu cea mai mare plăcere. Așa, este.